No, sì, pentru că sunt noi impresia de, că susținem o anumită parte sau pe alta, acum că ei deja au trecut prin alegeri și este constituit, inclusiv conducerea așa numitului Soviet Suprem, este cazul să inițiem comunicarea și să ajungem poate la etapa în care vom avea o comunicare periodică, de aceea poate chiar și cu colegii de la OSCE vom reuși în timpul cel mai apropiat să avem prima întrevedere cu domnul Krasnoselski, care este așa numit președinte așa numitului Soviet Suprem și sper foarte mult că în timpul cel mai apropiat se va realiza. La prima întrevedere probabil nu vom avea o agendă prestabilită și nu vom intra în discuții mai ample din punct de vedere politic, e să ne cunoaștem, să avem o discuție generală, ca ulterior deja să intrăm într-o agendă. Întrebare la domnul